Banca Mondială estimează că economia moldoveană o să se contacteze anul acesta cu 7,2% din cauza crizii cauzate de pandemie de coronavirus și de secete, iar ratea șomajului o să ajungă la 8%, echivalând cu pierderea aproape 70.000 de, de locuri de muncă. Produsul intern brut nu va reveni la nivelul precriză decât în 2022. Un raport dat publicității la Chișinău mai arată că economia moldoveană este afectată de pandemia mai tare decât alte economii din regiune. Managerul de țară din cadrul Organizației Financiare Internaționale, Ana Akalkats, spune că situația din Republica Moldova este mai gravă și din cauza secetei care a afectat agricultura, sector în care activează foarte mulți cetățeni, în special din localitățile rurale. Estimăm că aproape 70.000 de, de locuri de muncă vor fi pierdute. Majoritatea sunt concentrate în sectoarele comerțului și ospitalității urmate de agricultură și industrie. Se așteaptă că tinerii muncitori și micro să fie afectate cel mai mult, a declarat Aha Calțâi. este de așteptat să crească pe măsură ce gospodăriile se confruntă cu impactul crisii, inclusiv pierderea locurilor de muncă și a câștigurilor, mai ales că migranții revin din străinătate și nu neapărat își pot găsi un loc de muncă acasă.